Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă întâlnire cu competițiile fotbalistice. La microfonul Media Sud are plăcerea să vă dea, să vă invite să urmărim împreună aici, în direct, pe postul nostru de televiziune, campionatul național de fotbal feminin în sală Under 15, la Sala Sporturilor din Alexandria, dragi prieteni. Așadar, ne găsim în această zi de sâmbătă, care marchează debutul primei zile competiționale din zona de sud a acestei competiții. Startul primei partide, dragi prieteni, Universitatea Alexandria contra Clubul Sportiv Școlar din Târgoviște. Repede prezentăm și cele două echipe care deschid această competiție găzduită de Alexandria, municipiul reședință de județ. De la dreapta la stânga atacă formația locală, formația gazdă, Universitatea Alexandria, echipată în acest meci în echipament preponderent roșu, doar tricourile o nuanță de alb. De cealaltă parte, atacând în această primă repriză, de la stânga la dreapta, formația Clubului Sportiv Școlar din Târgoviște, echipată în tricouri alb cu verde, shorturi verzi, jambiere de asemenea verzi. Dragi prieteni, de câteva minute a început acest prim meci de deschidere al campionatului național de fotbal feminin în sală Under 15, o competiție care își propune să stârnească emulație în rândul tinerelor jucătoare care doresc să îmbrățișeze o carieră fotbalistică. Dăm citire acum celor două echipe care se confruntă în această primă partidă, dragi prieteni. Începem cu echipa oaspete, echipa vizitatoare. A început cu Andreea Lungu, numărul 16, portăriță, numărul 9, Alberta Antonia Manda, numărul 3, Alexandra Sfia, numărul 10, Maria Neacșu, 11, Camelia Moraru, 8, Ana Maria Boldeiu, de asemenea, 3 jucătoare de rezerve, Ana Maria Niculescu cu numărul 5, cu numărul 1, Maria Luiza Colarezea și cu numărul 6, Alexandra Maria Preda, antrenorii formației din Târgoviște, Mihai Tătăranu, antrenorul principal, și secundul său, Gheorghe Marinescu. De cealaltă parte, echipa gazde, echipa Universitatea Alexandria, a început în poartă cu numărul 12, Diana Roșu, de asemenea cu numărul 4, Patricia Jdereu, numărul 5, Cristina Spătariu, numărul 7, Gabriela Genescu, cu numărul 9, Andreea Nica, numărul 10, Iulia Săvescu, rezerve, Cristina Vlad, Andreea Paraschiv. Dragi prieteni, primele minute ale primei reprize din acest meci de debut, scor în continuare 0-0. Fotbalul în sală, fotbalul feminin în sală, se dispută în linii mari, cam după aceleași reguli ale fotbalului mare pentru băieți. De asemenea, sunt câteva diferențe legate de durata partidelor. Vom avea câte două reprize a 20 de minute fiecare, o pauză de aproximativ 5 minute, după care echipele vor reintra pe teren pentru partea a doua a jocului. Avem așadar un scor egal până la acest moment. Să vă spunem rapid și care sunt celelalte competitoare la această fază zonală de sud a campionatului național de fotbal feminin în sală. Pe lângă Universitatea Alexandria, echipa gazdă, și echipa Clubului Sportiv Școlar din Târgoviște, echipe pe care le vedem confruntându-se chiar în acest moment în Sala Sporturilor din Alexandria, mai au parte la această competiție echipe din Craiova, Real Craiova, echipe din București, Fair Play București, și o echipă din Buzău, Viitorul Buzău. Sistemul de joc este unul foarte clar, fiecare cu fiecare în primă fază. Iată și o primă fază de poartă între la buturile apărate de Diana Roșu. A fost un șut expediat în bară de jucătoarea cu numărul 3 de la Clubul Sportiv Școlar din Târgoviște, Alexandra Sfia, care a pus-o la încercare pe Diana Roșu. Totul s-a terminat cu bine pentru elevele antrenate de Cornel Sandu, principalul tehnician al Universității Alexandria, și Cărin Pistolea. Meciul este unul destul de echilibrat. Avem jucătoare care au mari, mari ambiții de afirmare în fotbalul feminin. Câteva cuvinte despre echipa locală, echipa gazdă, Universitatea Alexandria. Majoritatea jucătoarelor sunt componente și ale echipei mari al Universității Alexandria, echipă care evoluează în Liga 1
a competiției fotbalistice feminine la nivel național. Să întoarcem repede la meci cu CSS Târgoviște, încercând să desfășoare un atac pozițional, dar s-au repliat foarte bine jucătoarele de la Universitatea Alexandria și au încercat să speculeze o eventuală oportunitate de contraatac și avem acum o lovitură indirectă din careul de 6 metri al echipei vizitatoare, Clubul Sportiv Școlar Târgoviște. Să le vedem acum pe alexandrence cum vor trata această primă oportunitate de a marca. Da, un șut al jucătoarei cu numărul 9 de la Universitatea Alexandria a fost Andreea Nica, care a expediat acolo un șut și iată prima decizie a arbitrilor acestei partide. Cristi Frăsineanu a acordat lovitură de penalizare pentru Universitatea Alexandria, execută Andreea Nica. Bară, dragi prieteni, Universitatea Alexandria a fost la un pas, la câțiva centimetri de a deschide scorul în partida de debut a campionatului național de fotbal feminin în sala Under 15. Un șut puternic al jucătoarei cu numărul 9, Andreea Nica, s-a opus însă bara. De pe margine, antrenorii le fac semn fetelor să nu se precipite, să nu-și piardă încrederea în ele. Andreea Nica acum cu acțiune pe cont propriu, dar reține în doi timp cu multe emoții portărița din Târgoviște. Andreea Lungu a reușit cel puțin până în acest moment să închidă poarta, a fost ajutată și de noroc acum câteva momente când Andreea Nica a irosit o primă oportunitate foarte bună de a deschide scorul dintr-o lovitură de penalizare de la 7 metri și a fost acolo o ciocnire între două dintre jucătoare. Se resimt cele două jucătoare, dar repun repede mingea în joc. Va fi o repunere de la margine pentru Universitatea Alexandria. Să vedem ce schemă tactică vor alege tinerele jucătoare din Alexandria. O pasă scurtă, dar interceptează numărul 11, Camelia Moraru, și o încearcă pe Diana Roșu cu un șut pe colțul scurt. Mingea se scurge însă în afara suprafeței de joc și Universitatea Alexandria, prin Gabriela Genescu, declanșează un nou atac. Se opune însă aceeași jucătoare energică, Camelia Moraru, numărul 11, o jucătoare care dă impresia de fragilitate, dar este foarte, foarte puternică acolo în avamposturile echipei din Târgoviște, reușește să le încurce de multe ori pe jucătoarele gazdă, care sunt vizibil incomodate de pressingul agresiv făcut de această micuță Camelia Moraru, care nu pregetă să hărțuiască apărătoarele, cele două apărătoare centrale ale Universității din Alexandria, echipă care acum repune mingea în joc de la marginea terenului. A fost o încercare de trimitere a pasei în preajma careului de 6 metri. S-au opus acolo jucătoarele de la Târgoviște și mingea este repusă rapid în joc de portărița noastră, Diana Roșu. Și iată, iată, dragi prieteni, o nouă fază de poartă la buturile apărate de Diana Roșu. Nesincronizări în apărarea gazdelor aceia și Camelia Moraru este acolo ca un ghimpe în coasta formației din Alexandria, încercând să speculeze orice oportunitate, cât de mică. Să le vedem acum pe alexandrence, fază de poartă, dragi prieteni. A fost un șut foarte bun în poziție de 1-1 al Patriciei Jdereu. S-a opus însă Andreea Lungu, care a reușit să respingă acest șut expediat de Patricia Jdereu. O nouă oportunitate de a marca, irosite de jucătoarele noastre. Universitatea Alexandria a fost vizibil incomodată de pressingul fetelor din Târgoviște, dar până la urmă marile ocazii, ocaziile clare i-au aparținut formației gazdă, care în două momente s-a aflat în poziție foarte bună de a deschide scorul în această partidă. Vă spuneam, după minute bune de joc, chiar dacă asistăm la o partidă de fotbal în sală, suntem în minutul 10 al partidei. După ceasul meu, niciuna dintre echipe nu a reușit să deschidă scorul. Spate acum Universitatea Alexandria. A încercat acolo Iulia Săvescu să scape de o apărătoare din Târgoviște și să rămână în situație de 1-1 cu portărița de la Clubul Sportiv Școlar din Târgoviște. Nu a reușit. Să le vedem acum pe jucătoarele vizitatoare într-o acțiune de atac. Nu a controlat bine de data aceasta balonul Camelia Moraru, micuța jucătoare de la Târgoviște, care rămâne în continuare foarte sus în terenul alexandrencelor, încercând
să le incomodeze încă o dată. Mingea acum la CSS Târgoviște pierd însă rapid balonul, jucătoarele vizitatoare, a protejat acolo foarte bine Andreea Nica și Universitatea Alexandria beneficiază de o lovitură de la margine lungă. Mingea poposește însă fără nicio problemă în brațele Andrei Lungu. Portărița de la CSS Târgoviște a încercat o lansare către una dintre jucătoarele din avamposturi. CSS în continuare la balon. O minge lungă care o căuta pe aceeași Camelia Moraru, o minge expediată de Alexandria Sfea, dar a intervenit foarte bine Diana Roșu, foarte sigură până în acest moment. Dribbling frumos al jucătoarei cu numărul 9, Andreea Nica, acolo a scăpat foarte frumos de una dintre adversare și a încercat o pasă de lansare. Numărul 5 acum, Cristina Spatariu, execută o lovitură liberă de la margine, o caută pe Andreea Nica, se opune însă Maria Neacșu și acordă o nouă lovitură de la margine. Aceeași jucătoare cu numărul 5, Cristina Spatariu, a încercat acolo o execuție tehnică, dar nu a reușit și mingea revine formației vizitatoare. Repunerea portarului Andreea Lungu, care a trimis balonul în jumătatea formației alexandrene, acolo unde stau foarte bine în teren jucătoarele noastre și reușesc să respingă foarte bine acțiunile de atac ale formației din Târgoviște. Formație care va repune acum balonul în joc de la margine prin Camelia Moraru în spate până la numărul 6. Alexandra Maria Preda a fost acolo, dar a pierdut mingea și vom avea o repunere a balonului în joc care aparține tot formației CSS Târgoviște. Jucătoarea cu numărul 9, Alberta Antonia Manda, se pregătește să execute o lovitură liberă puternic în zidul formației alexandrene. Da, mingea rămâne la echipa vizitatoare. Camelia Moraru de la margine acum a încercat o lansare, dar s-a opus acolo apărarea alexandrencelor. Rămân însă în posesia balonului fetele din Târgoviște. Da, foarte frumoasă, foarte frumoasă această pasă și încercarea de stop a Cameliei Moraru. Pasa însă a fost pe poziție viitoare. Bună ideea, dar prea tare, prea puternică intensitatea pasei și Camelia Moraru nu a mai putut face nimic pentru a controla acest balon. Se luptă acolo în tușa terenului Andreea Nica, obține o lovitură de la margine. Da, foarte bun pressingul Cameliei Moraru. O nouă lovitură de la margine pentru alexandrence. Jucătoarea cu numărul 5 de la Universitatea Alexandria, Cristina Spatariu, câștigă metru cu metru teren, dar a fost de câteva ori, de două ori, contrată de pressingul și opoziția Camelei Moraru. Mingea acum va fi repusă în joc de Andreea Lungu, portărița din Târgoviște, care va încerca să-și repună echipa în atac. Încearcă o degajare cu mâna lungă dincolo de centrul terenului, se opun acolo jucătoarele din Alexandria. Da, luptă surdă acolo la jumătatea terenului. A respins până la urmă Cristina Spatariu, va fi lovitură de la margine. Alberta Antonia Manda se pregătește acolo să repună mingea în joc de la marginea terenului, lung în careul Dianei Roșu, imprecis, și vom avea posesie. Diana Roșu se grăbește, caută rapid o soluție, încearcă o degajare lungă din mână. Da, i-a ieșit, n-a fost rea ideea, dar s-a opus acolo foarte bine aceeași Alberta Antonia Manda. Lovitură de la margine, încearcă acum pe jos cu pase scurte alexandrencele. A fost o minge care a căutat-o pe jucătoarea cu numărul 10, Iulia Săvescu. Poartă o bentiță, este ușor de recunoscut pentru cei care își mai aduc aminte. Seamănă așa, cel puțin din tribună, cu aliura marelui atacant argentinian Canigia, Iulia Săvescu. În pressing, ținută foarte bine în pressing acolo de o jucătoare de la CSS Târgoviște, o jucătoare care contrează pasa care o căuta pe Iulia Săvescu. Iulia Săvescu acum repune de la margine în centrul terenului până la numărul 9, Andreea Nica. Se întoarce foarte bine acolo cu Maria Neacșu, talonat îndeaproape de Maria Neacșu. Da, foarte,
foarte insistente jucătoarele acestei SS Târgoviște, reușesc să facă un pressing foarte bun, intră la sacrificiu, chiar dacă câteva dintre jucătoarele echipei vizitatoare dau impresia de fragilitate, nici vorbă de așa ceva, sunt foarte bătăioase și arțăgoase pe teren. Lovitură de la colțul terenului pentru Universitatea Alexandria, o minge care caută în centru pe Andreea Nica, pasă înapoi, a fost o pasă către Cristina Spatariu și mingea revine târgoviștencelor, va repune de la margine. Alberta Antonia Manda va fi probabil o degajare lungă a terenului, da? Asta se și încearcă, reușește pasa până la Maria Neacșu, încearcă un dribling Maria Neacșu, dar pasa este dejucată. Cristina Spatariu acolo a încercat o pasă până la numărul 9, Andreea Nica. Andreea Nica este în posesia balonului în marginea careului de 6 metri, pierde însă în primă instanță mingea acolo, dar foarte bun pressingul. Pressingul și insistența Patriciei Jdereu, a insistat foarte bine acolo jucătoarea cu numărul 4 de la Universitatea Alexandria, a reușit să recupereze și să expedieze un șut către poarta Andrei Lungu, însă nu a mai avut forță Patriciei Jdereu și mingea s-a scurs în afara terenului. Avem în continuare posesie, Universitatea Alexandria construiește acum pas cu pas incursiune în terenul advers, a fost numărul 7, Gabriela Genescu, care a luat acolo acțiune pe cont propriu, însă s-a precipitat în preajma careului de 6 metri și a pierdut mingea. Târgoviștencele acum cu o încercare de atac, numărul 3 a pierdut acolo mingea, Alexandria Sfia, și să le vedem acum pe alexandrence, Iulia Săvescu cu o incursiune rapidă în terenul advers, lasă mingea pentru a repune de la margine Gabrielei Genescu în careul de 6 metri, a încercat tehnic acolo cu călcâiul Patricia Jdereu și să vedem ce arată arbitrii. Posesie pentru CSS Târgoviște, echipă care nu mai reușește să țină mingea prea mult de câteva minute, da? Ceea ce vă spuneam, a pierdut rapid acolo mingea Maria Neacșu, jucătoarea de la CSS Târgoviște, a fost foarte bine presată de jucătoarele alexandrence și va fi din nou repune de la margine pentru Universitatea Alexandria, care a încercat o pasă percutantă pentru o jucătoare în careul de 6 metri. Mingea se dispută acum la jumătatea terenului, va fi tușă pentru Universitatea Alexandria, Cristina Spatariu. O caută pe Andreea Nica, dar nu a fost atentă acolo jucătoarea cu numărul 9 de la Universitatea Alexandria și i-a permis uneia dintre adversare să respingă. Cristina Spatariu cu o nouă repunere de la margine. Da, și să o vedem acum pe Diana Roșu, care dă ceva emoții publicului spectator, a respins foarte bine portărița noastră și o încercare de șut de la distanță a jucătoarei Maria Luiza Colareze, a jucătoarea cu numărul 1 intrată pe parcursul acestei partide. Iulia Săvescu acolo, decarul formației din Alexandria, foarte frumos s-a luptat acolo Iulia Săvescu, a obținut o lovitură de la margine, aceeași Iulia Săvescu a primit foarte rapid și o încercare de execuție tehnică a numărului 10, Iulia Săvescu, mingea s-a scurs însă în out de poartă și va fi minge pentru Clubul Sportiv Școlar din Târgoviște, va repune Andreea Lungu. Da, aruncă foarte lung până la Maria Luiza Colareze, a fost jucătoarea căutată cu această repunere de către portărița celor de la Târgoviște. Iulia Săvescu acum în jumătatea adversă de teren îi lasă locul însă Gabriele Genescu, care va repune de la margine, a căutat-o în adâncime în careul de 6 metri pe Patricia Jdereu, nu a mai putut ajunge la balon jucătoarea cu numărul 4 de la Universitatea Alexandria și le-a permis adversarelor să intre în posesie. Patricia Jdereu, mă scuzați, s-a luptat acolo foarte bine în situație de 1-1 cu apărătoare târgovișteancă, dar a fost deposedată și avem din nou posesia printr-o repunere de la margine. Numărul 5, Cristina Spatariu, caută acolo o soluție, vine Iulia Săvescu la preluare, încearcă o centrare lungă în careul de 6 metri, respinge târgoviștencele și încearcă un contraatac. Acum a fost Maria Luiza Colarezea, care a fost foarte bine talonată acolo de o jucătoare de la Alexandria și a pierdut balonul. Diana Roșu acum cu o repunere de portar, au pierdut însă alexandrencele posesia. Da, mingea revine încă o dată jucătoarelor de la Universitatea Alexandria, Cristina Spatariu. Da, a greșit pasa, a intervenit Alberta Antonia Amanda
Și iată că jucătoarele de la Târgoviște, de la Clubul Sportiv din Târgoviște, nu mai au aceeași clar viziune din primele momente ale acestei partide. Se precipită și încearcă să găsească soluții rapide și salvatoare. A fost un șut acolo expediat acum câteva momente de jucătoarea cu numărul 3, Alexandria Sfiea, mai mult ca să scape de minge. Alexandria în continuare în atac. Iulia Săvescu blocată acolo de numărul 3. Să le vedem acum pe târgoviștence prin numărul 10. Maria Neacșu a încercat o depășire acolo, dar talonează și protejează foarte bine Gabriela Genescu. Și mingea ne revine, Diana Roșu se grăbește, caută pe Andreea Nica. Da, foarte frumoasă această preluare Andreei Nica și va fi repunere de la margine pentru CSS Târgoviște. Se uită la ceas cei doi arbitri ai partidei de astăzi. Și iată, dragi prieteni, fluier final al primei reprize din meciul de debut al campionatului național de fotbal feminin în sală. Universitatea Alexandria 0, Clubul Sportiv Târgoviște 0. Rămâneți cu Mediasud câteva minute de publicitate, după care revenim cu partea a doua a jocului de aici, de la Sala Sporturilor din Alexandria. Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru partea a doua a meciului dintre Universitatea Alexandria și Clubul Sportiv Școlar din Târgoviște. Scor la pauză, dragi prieteni, după cum bine știți, 0-0 între echipa gazdă și echipa din Târgoviște. Avem o acțiune de atac acum a fetelor noastre. A fost acolo Andreea Nica, care a încercat o acțiune de atac în forță. Se resimte una dintre jucătoarele vizitatoare, este vorba de jucătoarea cu numărul 10, Maria Neacșu. S-a ciocnit acolo destul de puternic de Andreea Nica și se resimte. Depunerea acum a mingii în joc, puternică degajare, șut pe poartă, a fost Alberta Antonia Manda, care a expediat un șut puternic din preajma careului de 6 metri, un șut care a luat-o prin surprindere pe Diana Roșu, a reușit până la urmă să respingă și mingea acum la Clubul Sportiv Școlar din Târgoviște, aceeași Alberta Antonia Manda, jucătoare cu numărul 9 la Târgoviște, o jucătoare foarte puternică care face, asigură faza de apărare a echipei din Târgoviște, a urcat rapid pentru o acțiune de atac. Mingea acum la fetele noastre, care încearcă să combine rapid. Andreea Nica a încercat un dribling acolo, s-au opus foarte bine jucătoarele de la Târgoviște și vor repune balonul în joc de la margine. Antonia Manda acum încearcă încă o dată poarta, are forță această jucătoare cu numărul 9 de la Târgoviște, poate expedia șuturi de la distanță, șuturi foarte puternice care pot surprinde orice portar. Diana Roșu până acum a reușit să închidă foarte bine poarta alexandrencelor. Au repus de la margine acum alexandrencele, au pierdut însă rapid mingea. Foarte bun pressingul târgoviștencelor. Au în atac câteva jucătoare foarte, foarte bătăioase. Jucătoarele cu numărul 10 și 11 fac tot timpul pressing acolo. Sunt ajutate de multe ori și de numărul 3. Alexandria Sfiea vine și ea de multe ori în atac. Camelia Moraru își face foarte bine treaba acolo în atacul târgoviștencilor. Să le vedem pe alexandrenci acum cu o recuperare. Andreea Nica are 3 jucătoare în fața acolo, puternică. Andreea Nica a avut în față de data aceasta o adversară pe măsură. Alberta Antonia Manda nu s-a speriat de impetuozitatea jucătoarei din Alexandria și a reușit să o blocheze. A fost acolo o încercare de preluare spectaculoasă din partea Iuliei Săvescu, o preluare cu cărcâiul, pas a venit cam în spate și alexandrencele pierd mingea. Antonia Manda acum va repune de la margine, încă o dată foarte puternic pe poartă, Diana Roșu reușește să rețină și să păstreze mingea în teren, repunere rapidă a balonului în joc, Andreea Nica. Andreea Nica cu un șut, foarte bună ideea
Andrei Nica de a încerca un șut de la semidistanță, nu a prins însă cadrul porții, lucru care le permite târgoviștencelor să repună mingea în joc. Andreea Lungu aruncă acum, a încercat o lansare directă pentru una dintre jucătoarele din Avaposturi, au respins alexandrencele și mingea la târgoviștence care repun de la margine. O încercare de deschidere pentru una dintre atacante, respinge foarte bine apărarea alexandrencelor, care până în acest moment și-a făcut foarte bine treaba. Antonia Manda acum cu o repunere de la margine la jumătatea terenului, o execuție tehnică, a căutat-o pe Camelia Moraru. Da, iată-le pe târgoviștence reușind să schimbe câteva pase foarte bune în jumătatea de teren a alexandrencelor prin cele trei jucătoare de atac. Iulia Săvescu acolo se luptă foarte bine la jumătatea terenului, dar este foarte greu de trecut de presigul agresiv făcut de Alexandria Sfiea, micuța jucătoare de la Târgoviște, foarte mobilă și determinată. Andreea Nica a trecut în prima instanță de o jucătoare, a pierdut însă balonul, revine Iulia Săvescu și recuperează, este însă cu spatele la poartă. Nu trebuie să greșim acolo, Camelia Moraru, da, nu s-a uitat, a pasat în orb, cum se zice, nu era nimeni în acea parte a terenului și mingea la Alexandrence, care încearcă acum să repună balonul în joc rapid. Andreea Nica, foarte tehnică Andreea Nica, excelent Andreea Nica, cea mai bună jucătoare de atac până acum în tabăra alexandrencelor, a luat o acțiune pe cont propriu, a protejat foarte bine mingea și a expediat un șut periculos scos în extremis de Andreea Lungu. Corner pentru Universitatea Alexandria, execută Iulia Săvescu, scurt Iulia Săvescu. Încearcă un dribling acolo, se întoarce foarte bine, dar revine Alexandria Sfia și stopează această acțiune de atac care o avea în prim plan pe Iulia Săvescu. Mingea revine jucătoarelor de la CSS Târgoviște. Vă spuneam în continuare, meciul este unul foarte, foarte strâns. Sunt două echipe de calitate care se înfruntă în acest meci de debut al Campionatului Național de Fotbal Feminin în sală Under 15 de aici, de la Sala Sporturilor din Alexandria, Universitatea Alexandria și Clubul Sportiv Târgoviște. Două echipe puternice care își propun calificarea mai departe. Avem 5 echipe competitoare. Primele două merg la faza finală, care va avea loc în luna martie anului viitor. A fost o fază de poartă la buturile Universității Alexandria. Diana Roșu a reținut acolo șutul expediat de Maria Neacșu și avem din nou posesia, lovitură de la margine pentru Universitatea Alexandria. Meciul are ritm. Da, se încurcă acolo Gabriela Genescu, pierde mingea Alexandria. Da, a intervenit foarte bine Diana Roșu, a stopat acțiunea celor de la Clubul Sportiv Școlar din Târgoviște, o echipă care își arată din ce în ce mai apăsat colții și intențiile ofensive, au venit aici pentru a se califica și nu au de gând să facă niciun rabat de la acest obiectiv. Da, a fost o repunere a mingii de la marginea terenului, Alexandria Sfia a căutat-o în centru pe Alberta Antonia Manda, care a urcat în atac, are un șut foarte puternic, jucătoarea cu numărul 9 de la Clubul Sportiv Școlar din Târgoviște, a încercat să-și-l pună în valoare Alexandria Sfea, acum o recuperare, a căutat-o în centru pe Camelia Moraru, se reopun jucătoarele noastre, Iulia Săvescu cu o încercare de contraatac și foarte bine Diana Roșu, în doi timpi ne-a dat ceva emoție, a reușit să rețină balonul expediat puternic de la distanță, foarte frumos topul pe piept al Andrei Nica, o caută în centru pe Iulia Săvescu, Patricia Jdereu s-a luptat acolo între două jucătoare de la Târgoviște, a pierdut până la urmă mingea și va fi posesie pentru târgoviștence. Repunerea portăriței, da, Iulia Săvescu respinge cu capul, nu prea departe însă. Alexandria Sfia recuperează, este în stânga, Camelia Morar se precipită și târgovișteanca obține însă o lovitură de la colțul terenului, din ceea ce indică arbitru Ionică. Camelia Morar acum cu o centrare în centrul terenului, recuperează alexandrencele, dar nu a fost atentă acolo jucătoarea cu numărul 3 de la Universitatea Alexandria, Ionela Streche. Nu s-a uitat în spate, era talonat acolo de o jucătoare care i-a luat până la urmă fața
Mingea rămâne la Universitatea Alexandria, repunere de la margine, Cristina Spatariu, va fi o repunere lungă, da, o caută pe Ionela Streiche, foarte bine ținută acolo Ionela Streiche. Antonia Manda acum repune mingea în joc până la Alexandria Sfea. Alexandra Preda a intrat și ea în joc în tabăra Clubului Sportiv Școlar din Târgoviște, jucătoarea cu numărul 6. Și e repunere pentru CSS Târgoviște. Antonia Manda a încercat acolo o execuție cu bolt, o execuție tehnică care să prindă pe piciorul greșit apărarea alexandrencilor. Nici vorbă de așa ceva. A fost o încercare de contraatac a jucătoarelor din Alexandria. Andreea Paraschiv, purtătoarea tricoului cu numărul 8, a fost acolo în prim planul acțiunii. Să vedem acum pe Ionela Streiche cu repunderea mingii de la marginea terenului. Încearcă direct pe poartă. Foarte bună ideea Ionelei Streiche. A respins însă Andreea Lungu. Mingea se joacă acum în preajma porții lui CSS Târgoviște. Foarte frumos șutul Ionelei Streiche, respinge in extremis Andreea Lungu, acordă corner pentru Universitatea Alexandria. Ionela Streiche acolo, vine să o ajute și Andreea Paraschiv. Da, resping până la urmă târgoviștencele și respiră cel puțin pentru moment apărarea târgovișteană. A trecut prin momente dificile în ultimele momente de joc. Echipa din Târgoviște, pressingul alexandrencilor era aproape să dea roade, până la urmă tabela rămâne imaculată, vă spuneam scor 0-0, meciul este unul foarte strâns, două echipe echilibrate, două echipe care își propun calificarea în faza superioară a competiției care se va desfășura anul viitor în luna martie, locația urmând să fie stabilită la momentul oportun de către Federația Română de Fotbal. Revenim la joc. Universitatea Alexandria încearcă să găsească o breșă în apărarea târgovișteană. Tot mai insistent pressingul alexandrencilor. Cristina Spatariu cu o repunere acum de la marginea terenului, o minge înșelătoare, a intervenit acolo foarte bine Alberta Antonia Manda. Lovitură de la colț pentru fetele din Alexandria. Nela Streiche se pregătește acolo să repună mingea în joc. Să vedem ce soluție au ales, resping până la urmă târgoviștencele și încearcă un contraatac. Foarte bine se descurcă acolo Alexandria Sfia, care reușește să depășească câteva jucătoare, își face însă mingea prea lung și posesia revine Universității din Alexandria. Aruncare a portăriței Diana Roșu și se arată posesie din ceea ce înțeleg eu din indicațiile arbitrului, posesie pentru Universitatea Alexandria. A fost acolo o neregularitate. Nu, a fost forțare în atac comisă de Ionela Streiche. Repune CSS Târgoviște și a mai încercat încă o dată șutul de la distanță. Antonia Manda s-a opus foarte bine Ionela Streiche. Mingea rămâne însă la târgoviștence, presate de data aceasta aproape de buturile proprii. Încearcă o pasă lungă, nimeni acolo în acea zonă. La capătul mingii expediate de jucătoarea cu numărul 9, mingea era adresată pentru Ana Maria Niculescu, însă nu a mai putut ajunge la acest balon jucătoarea cu numărul 5 de la CSS Târgoviște. Andreea Nica acum în poziție foarte bună, da, este faul foarte clar, să vedem sancțiunea arbitrilor. Galben pentru una dintre jucătoarele de la CSS Târgoviște, să vedem despre cine este vorba. Da, jucătoarea cu numărul 6 avertizat, Alexandra Maria Preda, a văzut galben în urma acestei infracțiuni, lovitură liberă, foarte frumos șutul Iuliei Săvescu, a fost o pasă scurtă în dreapta și un șut care a zguduit bara porții apărate de Andreea Lungu, portăriță care rămâne în continuare apărată și de Zeița Fortuna. A ieșit în tabăra târgovișteană jucătoarea cu numărul 5, Ana Maria Niculescu, a lăsat locul unei coechipiere care imediat își ia rolul în serios în avamposturile echipei CSS Târgoviște. A fost o minge care a căutat-o
pe Maria Luiza Colarezea, minge foarte lungă, pas expediată de aceeași Antonia Manda. Andreea Nica acum. Andreea Nica trece de o jucătoare, dublează foarte bine însă acolo Alexandria Sfiea. Gabriela Genescu cu o repunere de la margine acum, caută pe Iulia Săvescu, resping târgoviștencele, recuperăm prin Andreea Nica. Iulia Săvescu trece foarte bine, dar nimic, totul se izbește acolo de zidul care se cheamă Alberta Antonia Manda, o apărătoare de clasă foarte puternică, stă foarte bine în teren. Nu stă deloc rău nici cu tehnica Antonia Manda. La capitolul forță, ce să mai spunem, de departe cea mai puternică jucătoare de pe teren. Andreea Nica acum și încearcă și șutul din întoarcere. Nu nimerește însă cadrul porții și va fi repunere a portăriței Andreea Lungu. Recuperăm însă rapid mingea. Andreea Paraschiva acolo pierde foarte lejer mingea și o pune într-o situație delicată pe Diana Roșu, care reușește să rețină, trimite însă mingea rapid pentru Iulia Săvescu. Cristina Spatariu încearcă o pasă acolo pentru Andreea Nica, dar Hens a fost la intervenția Mariei Neacșu și arată arbitrul Frăsineanu. Și vom avea lovitură liberă, Iulia Săvescu acolo. Da, Andreea Nica o lasă pe Iulia Săvescu, să vedem pe jucătoarea noastră ce soluție, ce șut. Da, n-a fost rea intenția, nu a fost foarte puternic șutul, dar a fost destul de înșelător. A reușit să depășească zidul din două jucătoare format de CSS Târgoviște, dar până la urmă mingea s-a scurs în afara terenului de joc și va fi repunere a portarului Andreea Lungu. Andreea Lungu scurt până la Antonia Manda, care de data asta greșește tirul și trimite mingea în afara terenului. Avem din nou posesie a Gabriela Genescu, vine acolo să o ajute Andreea Nica, să vedem pe Gabriela Genescu. Nu a mai ajuns mingea la Andreea Paraschiv. Avem însă în continuare posesie Gabriela Genescu, să vedem acum dacă găsește o soluție mai eficientă. O caută pe Iulia Săvescu, ajunge mingea la Iulia Săvescu, dar stopul este inexact. De câteva minute bune, Universitatea Alexandria reușește să-și impună ritmul, să stea sus, să stea mult în terenul advers, dar nu au clar viziune jucătoarele noastre, nu au nici noroc, șuturile lor trec agonizant pe lângă poarta apărată de Andreea Lungu, astfel că până în acest moment, când nu mai sunt prea multe minute până la finalul partidei, scorul arată în continuare alb, 0-0. Recuperarea acum Alexandriei Sfiea și faultată la jumătatea terenului. Un galben acolo pentru una dintre jucătoarele noastre, cred că a fost Andreea Nica cea care a comis această infracțiune. Are prea puțină importanță la acest moment. Mingea la Clubul Sportiv Școlar din Târgoviște, repune Antonia Manda, șut în continuare foarte puternic, nu mai este nici ea la fel de exactă în execuții. Antonia Manda, avem din nou posesie, se grăbește Diana Roșu, au nevoie de puncte, foarte multe ambiții pentru echipa din Alexandria, echipă care își propune nu doar calificarea, ci câștigarea acestei faze zonale a campionatului național de fotbal feminin în sală Under 15. Multe dintre jucătoarele noastre, mai exact toate, cu excepția Andrei Paraschiv, sunt componentele echipei mari a formației Universitatea Alexandria, formație care evoluează în Liga 1 a campionatului național de fotbal feminin. Jucătoare cu multă experiență, sunt și campioane naționale la fotbal pe teren redus. O torpilă de la jumătatea terenului expediată de Antonia Manda. Șterge balonul Diana Roșu și acordă corner pentru CSS Târgoviște. Foarte periculoase execuțiile Antoniei Manda. Maria Neacșu acolo pentru CSS Târgoviște nu găsește o soluție pentru a repune de la colțul terenului. Respinge apărarea noastră, mingea rămâne însă în posesia fetelor din Târgoviște, urcă tot mai mult în atac Antonia Manda, să o vedem acum, poate va încerca șutul direct, ne așteptăm la orice de la ea. Adevărate torpile care năucesc blocajul
expediază Antonia Manda, dar își ia Lanși și blocată acolo de Patricia Jdereu. Se grăbesc alexandrencele, oferă mingea celor din Târgoviște pentru a executa această lovitură de colț în careul de 6 metri al porții apărate de Diana Roșu. Portărița noastră reține balonul și îl expediază lungă cota acolo pe Patricia Jdereu. Se bâlbuie de această dată Antonia Manda, dar nu a reușit să profite Patricia Jdereu. Au respins până la urmă fetele din Târgoviște, avem din nou posesie, se grăbesc alexandrencele, vă spuneam, foarte mari ambiții pentru echipa din Alexandria, echipa gazdă a fazei zonale de sud a campionatului național de fotbal feminin în sală, găzduit de sala sporturilor de aici din Alexandria, vor să se califice mai departe la faza finală a turneului și nu doar o calificare oarecare, ci de pe primul loc. Merg mai departe, cum vă spuneam, primele două clasate, avem 5 echipe la această fază zonală a regiunii de sud, primele două merg mai departe la faza finală a turneului din luna martie, dar alexandrencele vor să-și câștige grupa și să se califice după primul loc. Dragi prieteni, punct final al primului meci din cadrul campionatului național de fotbal feminin în sală Under 15 de aici, din sala sporturilor din Alexandria. Am urmărit prima partidă, Universitatea Alexandria a remizat scor alb 0-0 contra fetelor din Târgoviște. Clubul sportiv școlar Târgoviște a reușit să obțină un punct scor alb așadar în prima partidă a competiției. Rămâneți în continuare cu Media Sud, revenim la ora 14 cu următoarea partidă a formației Universitatea Alexandria.